Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Lumea cinematografiei a primit o veste tristă. Actorul Costin Mărculescu, cunoscut în cercurile mondene ale capitalei, a fost găsit mort în casa sa din Dristor. Mărculescu avea doar 50 de ani. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Din primele informații, se pare că Mărculescu a murit în urmă cu 4-5 zile. De altfel, el a fost găsit în cadă, în stare de putrefacție. Născut la 29 iunie 1969 la Craiova, Costin Mărculescu a debutat în televiziune în anul 1984, la vârsta de 15 ani, în două piese TV, Misiune Specială și Ecaterina Teodoroiu, iar în cinematografie, în 1985, în filmul regisoarei Cristiana Nicolae, Al patrulea gard lângă Debarcader. În 1986 a avut șansa să fie distribuit în cel mai bine vândut film românesc din istorie. Celebrul Liceenii, alături de Ștefan Bănică Junior, Oana Sârbu, Mihai Constantin, Ion Caramitru sau Tamara Buciuceanu. Mărculescu a absolvit Academia Națională de Teatru și Film Ile Caragiale, promoția 1989-1993. A participat la sute de emisiuni televizate și a jucat și în peste 2000 de piese de teatru. În 1999, el a pus bazele școlii artistice de modeling și dans sportiv, compania de manechine și fotomodele Costin Mărculescu. În ultimii ani, Mărculescu s-a confruntat cu grave probleme financiare. De altfel, anul trecut au apărut informații conform cărora firma lui Mărculescu, numită Compania Artistică Costin Mărculescu SRL, înregistrase pierderi de aproximativ 20.000 de euro. Și primim date suplimentare pe marginea acestui subiect de la colega mea, Gabriela Mihai. Te ascultăm, Gabriela. Găsit în acest caz a fost deschis un dosar penal de serviciul omoruri din cadrul Poliției Capitalei. Asta după ce am văzut că aseară polițiștii au ajuns la ușa actorului pentru că vecinii actorului Costin Mărculescu au sunat la numărul de urgență 112 după ce acesta nu a mai fost văzut de câteva zile. Polițiștii au pătruns în locuința bărbatului și a fost găsit decedat în casă. Spun cei din cadrul anchetei că bărbatul era în stare de putrefacție. Corpul a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală, acolo unde urmează să-i se facă o necropsie, iar în aceste momente o anchetă este în desfășurare pentru a stabili datele exacte ale morții. Mulțumesc, Gabriela!